aproape de perzante, grăind Părintele Divin, cine din voi ar fi în stare să moară, scăpând lumea de-a venit? În cerul s-a făcut tăcere, o liniște ca și în mormânt. Toți tăceau, nimeni n-a avut putere să zică: Tată, eu mă duc. Cu țipete de disperare, lumea striga după ajutor. Se zvârcoleau cu trașatane iare, că nu aveau un mântuitor. Atunci din nou se auzi cuvântul, dar nici de așteptată nimeni n-a răspuns. Atunci s-a prezentat de bună voie Sfântul, zicând: Tată, eu mă duc. Iisus, știind ce ale de suferit, că-și părăsi slava cerească și a venit jos pe acest pământ și a prelungit al nostru chin. Dar timpul cât cu noi era, pe toți la rând ne ajuta. El n-a făcut deosebire, pe toți la credere ne-a iubit. Și să-și arate a lui iubire, copii ai lui, el ne-a numit. Dar noi, o lume ticăloasă, n-aveam de ajuns. Mi-a fost puțin și pentru inimă miloasă cerurăm ca să-l răstignim. Pentru pacea ce el ne-a dat, în loc să-i mulțumim, noi l-am bătut și l-am scuipat și l-am cerut să-l răstignim. I-am ales crucea cea mai grea, păharul cel mai amar, cu luna cel împungea și drumul spre calvar. Iar pentru binele făcut, că-și părăsi slava cerească, noi, în palme, cu ei am bătut. Cu sulița l-am împuns în coastă, în chinul, că nici soarele nu putu privi, cu glasul blând și dulce: Părinte, Părinte, iartă-i de grăit, stingându-se pe cruce. Azi încă este îndurător, greșeala ta încă ți-o iartă. Mâine va fi judecător și-ți va decide să-a ta soartă. Eu te îndemn, amicul meu, căci ai iertare când ești viu. Azi când auzi cuvântul său, mâine se poate, e târziu. Căci de nu vii azi, rău o să-ți pară, pentru că n-ai ascultat. Te vei trezi odată afară și în focul vernic aruncat. Eu te îndemn ultima dată să vii acum la crucea lui, să-ți lași povara de păcate. El te va face fiul lui. Amin. Amin.